ziua, doamnelor și domnilor, sunt Ovidiu Ghinea și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Portret de Fermieri. Suntem aici în localitatea Vurpăr din județul Sibiu și stăm de vorbă cu domnul Florin Dragomir, președintele Asociației Producătorilor de Telemea de Sibiu. Bună ziua, bine ați venit la Vurpăr. Pare bine să știu că ne-ați primit la dumneavoastră acasă și ne bucurăm de un peisaj deosebit, de un cadru aparte. Avem turma de oițe pe fundal. Domnule Dragomir, în primul și în primul rând vreau să vă felicit pentru ce ați reușit să faceți dumneavoastră. Sunteți unul dintre inițiatori, unul dintre cei membrii fondatori. Ați luptat foarte mult pentru a crea această asociație a producătorilor de telemea de Sibiu. Iată că după un an și mai bine de când ați depus primele documente, munca dumneavoastră începe să fie răsplătită. Eu aș vrea să îmi spuneți de cât timp creșteți animale și mai precis oi? De mic copil am crescut cu animale. Și din 1990, când m-am căsătorit, am început să-mi fac turba mea. Cu ce efectiv ați început în 90? Am început în 90 cu un efectiv de 80 de oi. Am lucrat la o întreprindere în Sibiu. Sunteți inginer la bază? Inginer TCM. TCM. Și TCM-ul s-a dus. Știți că s-au desfințat. Construcția de mașini nu prea mai funcționează. S-au desfințat întreprinderile și a trebuit să ne apucăm de... A fost greu să treceți de la oi la inginer la partea asta de zootehnie? Nu a fost greu pentru că eu am crescut cu animale și mi-au plăcut animalele. Dacă nu-ți plac animalele, nu faci nimic. Nu te poți apuca să crești animale dacă nu-ți plac animale. Ați avut în familie oi? Ați fost dintr-o familie de crescători? Da. Taică-miu a avut oi, a avut vaci. Cam perioada aceea, mai puține, că atunci așa avea voie să ai câte 10 vaci, 50-100 de oi. Și după 1990 ne-am apucat de creșterea animalelor. V-ați căsătorit cu o fată din Vurpăr. De aici din Vurpăr, așa da. Ați ajuns în Vurpăr. Da. Socul meu, crescător de oi și el, m-a ajutat și el la început și am pornit. A fost o condiție când ați cerut mâna doamnei să vă apucați de creșterea oilor? Nu. Credeam că nu o să ne apucăm de creșterea oilor, dar așa au venit timpurile. Bun, timpul a trecut, din 90 până acum ați tot crescut efectivul de animale. Am tot ținut mieluțe, am mai cumpărat și am crescut efectivul. Ce rasă aveți? Țigaie? Țigaie, mai mult țigaie, câteva țurcane, mai mult rasa țigaie. De ce ați ales țigaia? Pentru zona aceasta, rasa țigaie merge în zona aceasta și are alt produs, mielul, laptele, puțin mai gras ca laptele de țurcană. Și am pornit pe această rasă. Lâna se căuta un pic mai bine înainte ca țurcana. Unde le pășunați? Aveți propria dumneavoastră pășune? Aveți și concesionat terenul ăsta pe care noi ne aflăm? Este proprietatea dumneavoastră. Da. Ați achiziționat pământ în decursul timpului? Din 90 am tot cumpărat. Au început să retrocedeze pământurile la diferiți țărani și au vândut pe rând terenul. Au îmbătrânit sau nu s-au mai ocupat de agricultură și am luat pe rând. De 2-3 hectare. Și ați făcut bine. Într-un final s-a dovedit a fi o decizie înțeleaptă, dacă stăm să privim lucrurile în perspectivă și cum au evoluat în decursul timpului. Din 90 până acum au fost perioade și mai bune și mai puțin bune în creșterea oilor. Știu că în perioada respectivă, după Revoluție și mai ales până în Revoluție, ce producea oaia avea un preț... O valoare mare. Vorbeam... Mielul avea valoarea lui. Brânza o vindeai, cum o făceai, o și vindeai. Preț bun, lâna era căutată până acum 10-12 ani. Mergea, carnea de oaie se vindea mai bine ca acum. Venind spre dumneavoastră, am văzut la un moment dat într-o intersecție undeva pe un drum lăturalnic mai multă lână aruncată și nu departe o turmă de oi. Probabil că de acolo era lâna. Oamenii preferă să o arunce pentru că ea nu are preț. Sau prețul
anul cu care e valorificată? Nu au mai aruncat-o, deoarece au primit, vor primi, sperăm să primim leu pe kilogramul de lână. Omul nu mai aruncat-o. Dacă îi dă un leu pe kilogramul de lână, la 3 kg, 2-3 kg pe cap de oaie, scoți ceva din valoarea care o plătești pentru tunsul oi. Cât e tunsul în momentul de față la oaie? În primăvară a fost 4 lei tunsul la oaie. Pe lână, noi avem aici un centru care de colectare a lânii și am primit un leu, 2 lei pe țigaie, plus leu care se ia pe, care sperăm să-l primim, să ne scoatem tunsul. Dacă ați reușit să faceți lucrul ăsta, cred că ați fi fericiți. E bine, decât să o aruncăm, totuși să o adunăm, să nu mai polomici atmosfera, alții dădeau foc, mai bine să o ducem acolo, la centru de colectare. Dacă ar fi altul preț, ar fi mult mai bine. Lâna a ajuns nimic. Pe vremuri, lâna era vremuri, bine plătită. Pe vremuri, dacă aveai lână, făceai, dacă vindeai lâna în timpul până în 90, puteai să-ți faci o casă, puteai să faci ceva cu lâna de pe oi. Dacă aveai mai multe oi și vindeai lâna, vindeai brânza, vindeai mielul, puteai să-ți faci ceva. Acum prețul la carnea de oaie cât e? În jur de cât se învârte? E o problemă mare. Prețul la carne de oaie a scăzut, oile la viu, nu avem la cine vinde. Oile de formă, prețul de 2,50 lei la viu, la miel. 2,50 lei prețul pe un kilogram de carne de oaie, oaie în viu. Și ne spunea cineva că trebuie să mergi tu să duci animalele către respectivii comercianți sau cumpărători. Da, să fie cam și sunt distanțe mari, adică... Va fi o oaie reformă, dacă o duci cu 2,50 lei, plătești transportul, plătești actele de mișcare, să ajunge în jur de 100 de lei de oaie. Cam atâta primești pe ea, rămâi cu 100 de lei? Caz fericit. În caz fericit. Asta ar însemna, probabil, dacă comparăm cu alte produse, cam câte o pasăre așa mai mare, nu? Cred că dacă mergi în piață sau, mă rog, la cineva să cumpere o găină, o curcă, plătești un pic mai puțin pe găină, dar probabil e cam prețul unei păsări. La noi, în România, omul încă nu-i conștientizat să mănânce carne de oaie. Carne, uitați-vă, animale, oile pasc natural, ecologic. Oile nu primesc foraje, nu sunt forțate. Rugăm frumos consumatorii de carne să încerce carne de oaie, deoarece e o carne foarte bună. S-a demonstrat că și e mai bună ca cea de porc, nu conține colesterol, e ecologică. Da, dumneavoastră, ca și crescător, sunt sigur că ați intrat în dialog cu mai mulți posibili consumatori. Le-ați explicat lucrurile astea? I-ați întrebat, ați avut curiozitatea să aflați de ce nu consumă românii suficient de multă carne de oaie? Uite, de anul trecut, de când a început programul ăsta cu Alege oaia, să știți că s-au mișcat. Am prieteni care au magazine din oraș. Până acum vindeau oaie 2 pe săptămână, acum vând 10. A început totul să miște, dar prețul e jos. Nu-i destul. Trebuie să se consume mai multă carne de oaie. Export avem pentru animalele dumneavoastră? Știu că și aici e o problemă destul de importantă. Au fost piețe care s-au deschis, apoi s-au închis. Acum iarăși așteptați niște răspunsuri din zona țărilor arabe. Dacă nu se deschide zona arabă, piața pe zona arabă, e foarte greu. Am vândut miei luna trecută cu 5 lei kilogramul. Miel finisat? Nu, miel de pe pășune. De pe pășune. Și finisat la cât și ajunge finisat, kilogramul? Noi n-am avut finisat, dar am auzit că și acolo e problemă, e 7 lei kilogramul la miel finisat. De Paște a fost 10 lei kilogramul. La 10 lei merge. Dacă era așa cum prețul de 10 lei pentru finisat, să primim și noi cei care nu-l avem finisat un 7-8 lei, ieșea ceva. Așa a lucrat în pierdere. Știți ce se întâmplă și pe undeva nedrept? Faptul că dumneavoastră primiți bani puțin pe animalele pe care le creșteți
Și totodată cei care merg să cumpere din magazine plătesc pe kilogramul de carne de oaie sau de miel un preț mult, mult mai mare decât vi se oferă dumneavoastră. Asta denotă că cineva, un intermediar sau un procesator are mai mult de câștigat decât aveți dumneavoastră sau decât ar fi normal să câștige. Asta o spun eu, dar o spun și alții. Să știți că și oameni care consumă. Și iau cheltuieli. Lipsa abatoarelor. Te duci cu animalul de aici până la Făgăraș, acolo e abator. Sau până la Mediaș, unde sunt abatoare pentru sacrificat animalul. E 4 lei, 40 de lei tăiatul, 40 de lei tăiatul. Sunt niște costuri care ridică prețul la carne de oaie. Dacă te duci într-un market, își pune ea daosurile lor. V-ați gândit să achiziționați împreună cu alți crescători sau poate, nu știu, dumneavoastră personal, un abator mobil? Uitați, cei de la Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească comercializează abatoare mobile care pot fi achiziționate fie cu ajutorul PNDR-ului, 50-50% finanțare, sau prin AgriCover. Asta ar fi o soluție. Am văzut cum arată abatoarele, ele pot fi amplasate dacă ai o platformă betonată și în plus de asta primești aceeași ștampilă ovală pe care toți crescătorii o caută și o doresc. Ar fi o soluție. O soluție foarte bună. Să o vedem implementată. Păi, implementarea ține de dumneavoastră, că abatorul există. Important e ca fermierii să cunoască lucrul ăsta și să înceapă să pună în mișcare, pentru că numai în felul ăsta, dacă procesați carnea, dacă reușiți să o tranșați, să o transformați în piese, veți câștiga mai mult. Așa vânzând în viu, cu siguranță că nu primiți banii. Asta va fi viitor, pe care... să ne achiziționăm un abator mobil. Să vedem dacă putem să punem și cei 50%. Dacă e 55.000 de euro în abator, 27.500 de euro, cam greu și de o asociație și de un grup de producători și mai ales de o persoană fizică singură. Încercăm să vedem ce putem face. Acum, de curând, știu că a apărut treaba cu abatoarele mobile. Am fost informați de Direcția Agricolă, am fost chemați acolo să începem să implementăm programul ăsta, să vedem ce putem face, să ne luăm un abator mobil. Vorbeam noi despre sursele dumneavoastră de câștig, am vorbit despre lână, am vorbit despre prețul cărnii, aș vrea să vorbim și despre prețul laptelui și respectiv al produsului pe care dumneavoastră l-ați susținut atât de mult, telemeaua de Sibiu. Laptele cu cât îl valorificați și unde aici în zonă? Există un procesator în zonă la care vă adresați, căruia vă adresați? Până acum, până anul trecut, am vândut laptele. Avem un grup de producători în comuna Vulpăr. Predăm 5.000 de litre de lapte pe zi. La, de exemplu, acum 2 ani l-am vândut la fabrica de lapte de la Brașov. Iar acum, anul trecut, l-am dat la fabrica de lapte Fai Continental de la Orezu. Prețul e mic, e slab. Pentru asta și luptat să putem să facem brânză, să putem să protejăm telemeaua de Sibiu, să putem obține altul preț. Aveți certificare ecologică pentru faptul că oițele dumneavoastră trăiesc aici? Da, avem certificare ecologică de 10 ani. Și asta n-ar implica un preț mai bun la produse, la lapte, la... ce mai asta am crezut că o să avem un avantaj, dar să știți că nimeni nu ne oferă un preț mai bun. Nu e interesat nimeni, nicio fabrică nu e interesată de lapte ecologic. Deci noi tot așa facem brânză, tot așa o vindem, tot prețul ăla vi-l dăm, nu ne ajută cu nimic, că l-aveți ecologic. Domnul Dragomir, în primul și în primul rând, suntem aici în cămara dumneavoastră cu telemeaua asta de Sibiu, pentru care v-ați luptat foarte, foarte mult. E un lucru pe care l-ați reușit. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut. Aș vrea să ne povestiți de unde a început totul și cum ați demarat procesul acesta de a
da originea asta protejată pentru ceea ce faceți dumneavoastră și anume telemeaua de Sibiu? În 2017 ne-am adunat un grup de producători de telemea de Sibiu ca să încercăm să protejăm telemeaua de Sibiu, deoarece a început să fie denaturată, se vindea în toate piețele, toată lumea vindea telemea de Sibiu. Trebuia să facem ceva să o putem proteja, până nu dispara brandul de tot. Ne-am adunat acolo, la direcția agricolă, mai mulți producători, au fost mai mulți la început, și a rămas 10, care am dus mai departe greu. Bun, ce trebuie să faci pentru a fi autorizat, pentru a face parte din cei care comercializează cu drepturi de plin această telemea de Sibiu maturată? Telemeaua de Sibiu, cine dorește să scrie în asociația noastră, în primul rând trebuie să aibă animalele să pască în județul Sibiu, să o prelucreze în județul Sibiu, să respecte caietul de sarcini, deci să se facă telemeaua așa cum se făcea tradițional. Va trebui să fie autorizat de Direcția Sanitară Veterinară și de organismul de certificare CETIM din București, care e agreat de Ministerul Agriculturii. Primim pe oricine, așteptăm să mărim această asociație, să putem face față cererii pe piață, a telemeaua de Sibiu. Cu alte cuvinte, dumneavoastră ați vrut să faceți o departajare între cei care produc aici în zona Sibiului această telemea și restul producătorilor, indiferent de ce zona României vorbim. A apăruseră fel și fel de produse pe piață, implicit scăzuseră vânzările pe care le aveați. Nu mai aveau oameni încredere în telemeaua de Sibiu. Mergea în București, în toate piețele, telemea de Sibiu. Ce se vindea, fiecare știa ce vinde. Acum, cu cât au crescut vânzările la dumneavoastră și la ceilalți producători care faceți parte din această asociație? Momentan, suntem la început. Numai anul acesta, în sfârșitul iunie, am fost protejați național. A fost o perioadă în care, prima perioadă de lactație, când se face multă brânză, se produce mult lapte, am vândut brânza. Mai avem brânză puțină. Dar de la anul vrem să mărim această asociație, să creștem cantitatea de telemea de Sibiu. Unde o comercializați în momentul de față? În momentul de față încercăm să ne facem reclamă. Am fost și la Indagra. Telemea de Sibiu, acum încercăm să intrăm. Când am avea marfă destulă, am vorbit cu un supermarket, dar e nevoie de marfă multă. Noi până anul următor nu putem livra așa multă marfă pentru un supermarket. Noi am vândut acum în București la câteva magazine și la noi în Sibiu. Aveți aici și un timbru, nu? O hologramă. Pentru protecție, să nu poată fi falsificată. Asta vreau să le arătăm și celor care ne urmăresc, că așa arată eticheta dumneavoastră, da? Eticheta, da? Asociației. Și această hologramă e pentru a putea fi protejată, să nu poate fi falsificată eticheta. Ce urmează acum pentru dumneavoastră, pentru cei din asociație? Ce pași mai aveți de făcut și unde vă propuneți să ajungeți? Actele acum sunt depuse la Bruxelles. Așteptăm protecție europeană. Momentan nu putem să mai înscriem pe nimeni în asociație până nu ne vine acreditarea de la Bruxelles. După ce primim și de acolo protecție, primim pe toți cei care se încadrează în respect de caietul de sarcini și sunt din județul Sibiu cu animalele. Să pască animalul în județul Sibiu. Bun, eu dacă aș fi crescător de ovine și aș fi din județul, să spunem, Botoșan, Teleorman, Argeș, aș putea să fac această telemea de Sibiu? Nu. Deoarece animalul nu paște în județul Sibiu. Telemeaua de Sibiu, aici a pornit, aici s-a făcut. A fost bună pentru că aici, în zona de munte, e altă floră. Ați văzut, animalul ce mănâncă, aia produce. Bun, dar acum vreau să vă întreb altceva. Dacă sunt din alt județ, da, și pasc animalele aici, sunt pot, cu ele, da, pot, da? Da, dacă din alt județ și paște animalul în județul Sibiu, are punct de prelucrare autorizat de DSV în asociație și acreditat de CETIM, organismul de control,
îl primim cu drag. Așteptăm oameni să vină în asociație. Vă propuneți să mai aveți și alte produse în afară de telemeaua de Sibiu în această asociație, specifice zonei dumneavoastră? Păi, vrem să ne extindem, dar încet. Să vedem ce putem, să trecem odată hopul cu telemeaua de Sibiu. Au fost niște discuții la un moment dat, nu ne ferim să spunem lucrul ăsta, pentru că le știți și dumneavoastră, au fost unii care au contestat. Ce le răspundeți? Noi am respectat programul de acreditare. Am anunțat în județul Sibiu, primăriile, presa. Cine a vrut să vină să pornim pe acest drum, care au venit, unii s-au retras, unii au rămas. Am respectat caietul de sarcini, am respectat perioada de 2 luni de zile care a fost pe site-ul Ministerului Agriculturii, când ne putea contesta oricine, și am mers mai departe. N-am știut că putem deranja pe cineva. Noi am vrut să facem, să ne putem proteja telemeaua. Nu? Lucru pe care îl recomandați și altor producători din diverse zone, dacă vor să aibă un produs acreditat zonei respective, o pot face. Ați văzut, telemeaua din Bănești. De atâția ani și-au făcut brand și ei, ne-a povestit domnul Bum de la telemeaua de Sibiu, că la început a fost greu și pentru ei. Dar încet, încet. V-ați consultat cu cei care tot așa au reușit să-și protejeze anumite denumiri? Da, ne-am consultat chiar când am făcut caietul de sarcini, am sunat, am întrebat cum să facem, ce trebuie făcut, în ce parametre trebuie să ne încadrăm. Încă mai aveți ciobani, încă mai aveți oameni cu care lucrați. Am întâlnit mulți fermieri necăjiți, supărați din punctul ăsta de vedere, nu mai au cu cine lucra, nu mai au, din păcate, oameni cu cine munci în fermele lor. Dumneavoastră, ce ați făcut, cum i-ați convins pe ciobani să vă rămână alături și să puteți să munciți cu ei? În primul rând, trebuie să plătiți bine. Vorbit frumos cu ei, să le creez condiții. Încă mai avem. În viitor nu știu ce se va întâmpla. Deocamdată mai avem ciobani. Nu suficienți, dar o să reducem din numărul lor dacă se va restrânge și numărul ciobanilor. Cei tineri nu mai vin în domeniul creșterii animalelor. Îi mai avem pe cei care sunt până în 40 de ani, 50 de ani. Cu ăștia mai lucrăm. Mă sperie gândul că în viitor va trebui să reduc din numărul lor. Dacă nu o să mai am cu cine mulge, să nu mai mulgem, să creștem la ei. Sau chiar să închidem dacă nu o să mai putem să înaintăm. Sau ținem câteva, mai puține câte putem să lucrăm noi în familie sau cu numărul de personal care îl avem. Am 2 fete, au terminat facultatea amândouă. Nici n-aș dori să le încarc cu o muncă grea. Asta e o muncă grea. N-ai sărbători, n-ai duminică, n-ai nimic. Cât putem și mai pot eu, să vedem ce va fi. Dacă vor să continue, dar în viitor va fi problemă. Suntem pe finalul întâlnirii noastre. Aș vrea să transmiteți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, atât pentru cei care au putere de decizie în țara asta, dar și pentru colegii dumneavoastră, pentru fermieri. Pentru cei care au putere de decizie, rugăm în continuare să ne ajute în un sector greu, să ne ajute continuare prin ajutorul care se dă sub o subvenție mai bună, să se creeze un cadru ca să ne ajute cu plata ciobanilor. Să se creeze un cadru legal prin care să putem să fim ajutați. Să putem plăti ciobanii mai bine. Se va ajunge în viitor, nu mai stă omul, va veni 1000 de euro și noi nu mai putem face față să-i putem plăti.